Ok, deci în ultima săptămână Rareș a întârziat de fiecare dată când l-am chemat să filmăm. Și nu pot zic că mă deranjează, că nu-s de la că, bă, vinul la ora aia. Dar motivul pentru care a întârziat este că l-a cam lăsat mașina într-un sens, nu mai mergea, nu știu. Până ieri, când l-a lăsat mașina de tot în benzinărie și n-a mai putut să plece cu ea de acolo. Și acum el nu mai are nicio mașină, așa că este destul de greu să vină la mine să filmăm. Și de asta m-am gândit că astăzi să mergem să îi cumpărăm o mașină. Hai să vedem dacă poate să vină. Alo. Alo. Așa, frate, dă-mi un share location, că plec acum de acasă. Băi, îl dau, dar să știi cum să faci mai bun, că e mai departe de aici. Da, mă, stai liniștit și ia și laptopul la tine, că poate mai edităm ceva, ok? Bine, bine. Bine, hai, te pup, vezi că plec acum. Pa, pa. Ideea e că din moment ce mașina lui nu mai merge, mă gândesc că planul lui imediat ar fi să-și ia o mașină, dar dacă nu și-a strâns bani, o să-și ia o mașină mai proastă doar ca să-și ia una acum. Așa că m-am gândit să cumpăr eu o mașină, să-i o dau, ca să nu fie grăbit să-și cumpere altă mașină. Adică poate și ia, nu știu, peste 6 luni altă mașină, dar să-și ia fix mașina pe care și-o dorește, nu una de care ar avea bani acum, că dracu, cine dracu s-a așteptat să-i se strice mașina. Mi-a dat și share location și acum ne pornim spre el. Bun, deci ideea e că noi ne-am uitat pe internet, am găsit un Peugeot. Știu că am avut de mult un Peugeot pe canalul ăsta, dar asta e un Peugeot puțin mai nou și după părerea mea arată și mult mai bine decât arăta Peugeot-ul meu, dar o să vedeți când ajungem acolo. Ok, deci am bătut palma, am văzut Peugeot-ul, numai ideea e că nu putem să-l filmăm până nu-l achităm, a zis omul că nu e de acord, dar nu e nicio problemă, s-a dus acum ca să facă contractul, odată ce avem contractul îi trimitem banii. Și ideea e că încă n-am verificat-o pe car vertical, dar vreau să o filmez prima oară când o verific, ca să fie reacția asta pe viu. Acum dacă vedem că a avut mai dauna, după ce o plătim, e nasol. Dă-te. Mea. Dauna totală. Dar asta e riscul pe care mi-l asum eu acum ca să avem reacția acolo, nu știu, e foarte stupid ce am făcut, dar așteptăm. Da! Mașina e faină. Să mă vedeți pe mine la mașină, nu o să mai fie prima reacție, că deja am văzut-o, mie îmi place. Avem actele, oficial suntem proprietarii acestui Peugeot 407 Coupe, nu știu încă din ce an e. Ideea e că eu l-am văzut deja odată, dar vă mai fac acum un tur repede. Uitați cum e cheia, nu știu dacă se vede, dar asta de aici e și cheia Lamborghini Gallardo, nu Peugeot. Ia uite. Interiorul mi-a plăcut că e alb, trebuie puțin lucrat la interior, dar arată bine. Avem aici încălzire în scaune, ia uite, pe 3 trepte. Scaunele sunt electrice, memorie la scaune, nu așa cumva. Bordul arată bine, stați să vă fac un POV, așa arată bordul. Bun, avem aici comenzile de pe volan, care sunt lângă volan. Bă, ești nebun, are pilot automat, nici nu văzusem asta. E automată, lucru foarte important, nu prea mai vreau să cumpăr mașini manuale de folosit. Avem aici cel mai important lucru pe care pe Peugeot nu-l aveam și anume cup holder. Cel mai important lucru la o mașină, dacă nu are cup holder, e jumătate la fel de valoroasă. Avem aici un... în spate cup holder. Da, fiți atenți unde e cup holder-ul din spate. Ia uite la acolo cum stai bine. Ia cum ai loc în spate. Dragi de asta. Ia, o trebuie să dă că la BMW în față, ești nebun. Ia cum stai în spate. Bă, vrei să te mint? Stai ok în spate, adică nu mă plâng. Vreau să fac din mașina asta un proiect foarte interesant, că știți și voi că Peugeot este mașina mea de suflet. Ia mă, fii atent. Loc să vezi în spate. Și din asta, na, numai să ții așa mâna pe el. Bă, stai cam bine pe spate, vrei să te mint? Nu mă deranjează nimic. Ia uite husa asta cum arată, ultimul gunoi de husă. Nu că aș face eu mai bune, dar fac. Înainte să terminăm prezentarea mașinii, vreau să merg să o spăl, că pare stat aici de ceva timp. Dar înainte să mergem să o spălăm, hai să o verificăm pe car vertical, că v-am zis, nu m-a lăsat să o filmez înainte și de-aia n-am verificat-o. De dauna asta aici mi-a zis, vedea și în poze, dar am găsit bara este 500 de lei. Deci nu mă deranjează, bara imediat o să se schimbe pe 500 de lei. Ia uite, are aici seria de șasiu. Hai să o băgăm pe car vertical să vedem ce ne dă. Dacă vrei și voi să vă verificați o mașină, aveți link în primul comentariu sau țineți minte codul SBR, că vă dă reducere de 20% și mai bine vă verificați o mașină înainte, nu ca mine, după, dar eu sper că n-a avut. Hai să vedem. VF. Acum vedem ce țeapă ne-am luat, dauna totală. Hai să vedem, făcută de 2-3 mașini, furată. Banii i-am trimis deja, adică, na, dar v-am zis că nu m-a lăsat să o filmez, mie mi-a plăcut cum a arătat și de-aia am vrut să o iau. Ok, a văzut că e 407, hai să vedem ce ne arată despre ea. Uitați unde e butonul de portbagaj, e fix în ăsta, de la, în zero de la 407.
E măricel pe bagajul, dar n-are intrarea mare. Low-key arată fain rău mașina. Mă enervează acum că e murdară, dar o vedeți imediat. Stai să o verificăm, să vedem dacă ne-am luat țeapă sau am luat mașină bună. E 75%. Roțile sunt pe 18. Originale, doar ce i-a schimbat pe cauciucurile, dar nu știu dacă i-a pus de alea noi sau nu. Hai să vedem, aproape gata. Chiar n-ai verificat-o, n-ai verificat-o? Chiar n-am verificat-o. Mm-hmm. Mă jur. A găsit-o. Pe daune. Are da, jură-te. Da. 407 diesel cu daună. Dă-te. Mea. Daună totală. În 2013 da, a avut o daună de între 480 și 720 de milioane. Unde? În România. După aia a mai dus o dată în Ungaria și a avut daună de 5-10 mii de euro. După aia, în 2014, încă o daună de 5-10 mii de euro. Și după aia, în 2016, în România, încă o daună de 1000 de euro. Asta cred că e parbriz. Bă, să-mi bap. Asta este. Așa e când cumperi mașini și nu le verifici înainte, omul nu ne-a lăsat. Deci asta e mașina din Italia. După aia a venit în România, după aia în Ungaria și după aia înapoi în România. Ce vrei să facem cu ea? Vrei să o dăm noi daună totală? Nu vreau să dau daună totală, dar puteam să-i mai scadem din preț. Bă, stai să mor dacă vă mint, chiar nu e regizat asta, să-mi bag dacă vă mint. Nu, n-am verificat-o, deci fără dar nicio... Dar n-am verificat-o, că am vrut să o verific pe video. Păi și nu mințim cu nimic, mașina nu arată că ar avea daună. Nu, bă, decât nu pe stânga. Aia de pe stânga. De pe stânga. 20 de ani, bă, lungeloanele par bune. Nu se văd îndoite. Bă, din cauza nervilor nici măcar n-am mai putut să termin insertul, dar vă zic de aici de la Edit. Nu uitați să folosiți codul SBR că vă dă reducere de 20% pe car vertical și vă las și un link în primul comentariu, pentru că nu vreți să vi se întâmple ce mi s-a întâmplat mie, verificați-o înainte, ca să nu vă treziți cu mare pagubă pe cap și aveți grijă ce mașini vă alegeți. Nu avem ce să facem. Am luat-o. Asta e. Dar acum mai cum e dacă intrarea, dar plecare, că e de dură mă la. Da, am luat-o. Am luat-o mare țeapă. Faceți verificările înainte. Stai. Fiți în sistem. Țeapă nu e, că mașina merge, dar nu da, știam. Bă, și nu știam că am vrut să filmez. Când faceți verificările înainte, fiți insistenți, cereți seria de șasiu, pentru că nu vreau să pățiți cum am pățit noi. Mă deranjează că nu mi-a zis. Arată bine. Eu zic că arată bine. Singura chestie, cred că, uite, asta din Ungaria, cred că e posibil să fie repetată, că e exact aceeași sumă. Cred că e același lucru înregistrat de două ori. Nu mai contează. Hai să mergem. Băi, începe să arate bine, vrei să te mint așa când se vede negru pe ea? Bagă waste-ul repede, să nu dăm de CTT. Fugim de gardă, ne iau jucăriile. Noi cu tremur trecem cu mașina. Așa arată acum mașina. Bă, mie de la spate. Mi se pare că arată genial. Vrei să vedeți, arată prea agresiv așa. De cum se pare rareș? Bă, din spate, uitați-vă un pic de agresiv arată. Și pentru anul ei, eu zic că asta era mondială să ai o mașină ca asta. Și și acum la... Na. Ia, vezi și dinăuntru. Interiorul de piele, automat, stă bine la volan. Aha. Câți grame de aia? 170, parcă. 170. Avem navigație. Place? Bă, da! Știi ce ți-am dat eu, nu? Bă, nu cred asta. Bă, da. Ce ți-ai luat-o? Mamă, mamă, mamă! Ce project car ce dar chiar vreau să facem project car din el, dar poți tu, gen. Bă, nu pot să cred asta. Bă, da. Nu pot să accept. Bă! Mă jur că ieri m-am hotărât, când ai zis că nu mai merge mașina aia direct. Am sunat, am găsit-o și aia de-aia mers să vedem. Bă, nu pot să cred asta, nu mă așteptam. Sincer, chiar nu știam care daună, chiar m-am supărat, gen, pe bune, pe bune, gen. A, nu, nu mă gândeam să-mi fac ce băiatul ăsta acum. Că de-aia le dau. Dar am filmări de dinainte. Să nu crezi că m-am gândit după. Băi, ești nebun. Păi știu că voi. Nu bine să crezi. Nu, dar e pe bune. Deci știu că îți doreai Audi, dar m-am gândit, pui mei, o ții pe asta până strângi bani să-ți iei alta. Că decât să te fi chinuit acum să fi luat alta și să iei una nașpa, mai bine o ții pe asta, o facem project car și când te plictisești de aia, îți iei tu ce vrei să-ți iei. Bă, mersi, o să te și îmbrățișez. Mersi frumos. Nu mă așteptam la asta.
Sincer, nu la cum te îmbrăcași pare că te așteptai să vii. Da, așa, în mintea ta, nu s-a învârtit nicio rotiță, bă, ăsta e mașină, bă. Absolut, nici 2% nu m-am gândit la asta. Pe bune! Ce m-a dus de gândit a fost doar faptul că m-a sunat și nu mi-a zis, deci știi, repede, că ai, că ne grăbim, că nu știu ce. Și apoi am întrebat eu că, bă, ce filmăm astăzi, că nici nu știam. Hai, la fai să filmăm, dar nu știu ce filmăm. Și că vreau să iau mai... Cumpărăm mașină! Că vreau să... Mamă, dar am văzut că se dădu puțin de gol vânzătorul, că zice, păi mi-a zis că o luat să o dați la cineva. Și gen, în timp ce este asta, nu, că nu. Am văzut că v-ați băgat așa, dar știi ce a fost faza? Că atunci când ați plecat voi să faceți test drive-ul ăla, el a venit la mine și mi-a zis pentru ce o luați. Și eu, Project Car, vreau să o tunăm, să pune curant, asta e răspunsul mului. Păi, sincer, chiar cred că o să iese un proiect și maker din el. Nu, vine să cred. Cum arată? Totul se rezolvă. Bă, mă uitasem de un BMW, n-am zis, bă, toată lumea are BMW. Nu? Dar asta n-are nimeni. Exact cu ei. Trebuie să schimbăm bara de față, să o luăm șmecheră și să o tunăm, să nu știu, vedem noi ce facem. Cum se pare mașina? What the fuck? Care e? Știi ce șmecher la ea? Că e manu- că e automată. Nu pot să cred. Da. Ce drăguț! Îți place? Da. Coie, cât de tare arată! Nu? Cum se pare? Bă, interior beige, fără ramă la geamuri. Bine, aici la față nu știu ce-a pățit, că am văzut. Asta o... trebuie să-i schimbăm, mă, bara. Facem Project Car din ea. Project Car? Ce vrei? Îl faci ca așteptarul ăla? Nu, nu. Da, o faci pe bune, gen. Pe bune, da. NFS, cum... ca a mea. Cam așa, da. Dar zi motor, ce crezi că are? 2.7. Da. Nu știu, mă așteptam să fie mare. E tare rău, gen, pe bune, ca daily drive, e super frumoasă mașina. Bă, tu știi ce confortabilă e? Îmi dau seama, e interior. Coaie, cât de tare interiorul. Bă, e automată. Da, da. Bă, știi cum mă simt? Rege. Da? Rege mă simt, în ea, adevărat. Ia, vine să vezi. Mamă, ce frumoasă e. Și ia, fii atentă, că ai încălzire în scaune aici. Cum aveai și tu? Nu, pe 3 trepte aveam numai una. Și uite, scria un electric. Și e automată. Șmecher mărare, ce să mai... Ia, fiare, uite-te la cheie prima oară. Ce e asta de pe cheie? Mașina asta de acolo, ce e? Lamborghini. De care? Gallardo. Bă, dă-o-te, m***a, Daniele, bă, ce glume, bă! Bă, mă, ce frumos e interiorul. E arată la felul ăsta? Da. Are și navigați? Mă, ce schimbă, tot american, așa. Frumos. Bă, dar ce cheie îngrijită. Fii atent, butonul ăsta de pe cheie, uite-te la el, zici că e gaiard. S-a-mi dat piciorul. Vezi că asta e limuzină. Cupe, dă-te în p***a mea. N-am observat. Ia mă, ce are aici? Are branci. Ia mă, dă-te în p***a mea, cât dracu e asta? Mă, zic, uite-te tu prin ea și mi-a dat p***a mea, incredibil. Nu pot să cred așa ceva. Fii atent, șmecherie aia. Bă, dă-te în p***a mea. Fii atent aici, șmecherie. Ce faci cu ea? Fii atent. De unde crezi că se deschide portbagaj? Ai 100 de lei. Ai plecat încolo, stai. Ai 100 de lei dacă îți dai seama. Din cheie. Și din cheie și mai e un loc. Un loc, da? Da. În această zonă, da? Da. Asta, da? Nu mă da. Minci. Da, fix pe portbagaj, da. Eu acum că știu, mi se pare ireal că nu vede. Foarte sare în ochi, gen, știa. Chiar sare în ochi după ce știi. Cum dracu să sară în ochi, mă, că nu-mi sare nimic. Sare? Mea asta. Nu m-a arătat, lasă-mă. Nici nu pot să cred așa ceva. Lasă-mă. Bă, voi sunteți nesimțiți, mă. Nu suntem, mă, nesimțiți. Chiar, mă. Nu vreau, nu. Mă, nu. Bine, mă, dă-o mea de un milion. Uite. Nu! Cum ai mi se pare genial. Wow. Iau, la studios, eu dau lublin să mânce din ea. Zi motor. 2.3, 2.5, ceva. 7. Ce 2.7, mă? 2.7? Stai. 2.7. Și fii atent, ce are asta? Și nu vei să am niciodată pe Peugeot, fii atent aici. Pa. Ah, și uite, ai cup holder și în spate. Ai de toate. Ai aici încălzirea în scaune. Mamă, uite, ai de asta să te țin. Wow, da. Încălzirea în scaune și uite. Nu pot să cred că are încălzire în scaun. Da? Nu știu, e super. Nu știu, mi se pare la fel de lungă ca un E-coupe, poate mai scurtă, nu știu. Ce coupe? Ce coupe, da, nu știu. Pare mai lungheață. Habar n-am. Da, e superbă. Bravo. 2.7 V6. Coai, cât de tare! Cât de tare! Și o, gen, o păstrezi, nu o dai sau nu o distrugi. O faci Project Car. Am dat-o deja.
E a ta? Da. Coai, Moș Crăciun, bă. Mi-am luat și barba și ăla. Foarte frumoasă, bravo. Si. Să-i mai editez de zbâr, da? Acum e plec și gata, rămâi. Salut! Ia s-a gândit, că noi gândeam, când să vedem ce facem pentru noiembrie, de ce nu știu ce. Ia uite, dar se strică mașina, nu știu ce, păi, hai să cumpărăm. Zic, ce să cumpărăm? Zic, bă, mami, el își dorea, a, nu, că n-am să-i cumpăr. Zic, bă, mama, nu vreau neapărat o mașină de asta, crede-mă. Și o mașină mai simplă pentru el acum e suficient. Până îți cumperi tu... Da. Îți dau 1 milion dacă îți dai seama cum se deschide por bagajul, fără cheie, de cheia aceea. Da. 5 minute no. pe 100 de euro. Lasă-mă, no, 5 minute pe 100 de euro. Sunt mulți, Daniel. Nu, nu, nu. 5 minute pe 100 de euro. Stau 5 minute aici. Nu, nu, lasă să iau 100 de euro. Hai, dă-i drumul. A, nu, se zău eu dacă nu pot. Păi, dar nu, nu. Hai. Poți să deschide din zona asta? Da. Da. Pregătiți să arăt? Uite-te aici așa, uite-te aici. Nu te dracu, Daniele, că văd cu ții la spate. Dai seama, așa ți-o arată, zici că e loc. Uite, da, zi. Serane, uite, uite, de aici. Băi, eram sigur, bă! Băi, efectiv s-a dus cu degetul și a făcut așa. Aici, da, aici e aici, cu aia, dar nu s-a dat. Bă, 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 dar ce poți? Ia un pe tu. Ce vrei să faci cu mașina asta? Da, asta vreau să văd. S-a stricat lurare și n-a avut ce să vină. Au, au! Să-l folosesc sănătos, bro. Incredibil. Dar, în paralel, o să facem project car. Incredibil. Nu, adică project car pe bune, să o facem frumos, nu urât. Nu, incredibil. Automat, piele, piele. Hai, dar să vreau, vreau o tură. Mi se pare că Peugeot uneori este foarte underrated ca mașină. Auzi aici boxe. JBL, ușa grea. Mamă, dar vezi că simți că e motorul ăla mare pe aia. Adică l-auzi, îl simți, îl simți în urechi. Deci eu aș putea să conduc așa ceva fără rușine. Băi, dar e super confortabil la drum. Nu, chiar e. Nu-i seama pe aici. Dar mersărăm cu ea pe autostradă. Bă, la 150, zici că erai la 50. Câți kilometri are? 177.000. Nici nu are mulți kilometri, frate. Asta avea pe jumul meu. Incredibil. N-am emoții cu mașina asta, ești nebun la cap, n-ai emoții. N-ai emoții de depășire, n-ai emoții de mers, n-ai emoții de drum, n-ai emoții că s-ar strica vreodată. Bă, nu știu cum e cu motoarele astea, dar... E mai mare ca motorul de la am avut, dar la mea n-am avut niciodată probleme. Chiar îmi place, să-mi pac piciorul dacă nu... M-am săturat și eu un pic de fițe, figuri, șertarul, așa și așa, să-mi pac piciorul dacă nu-mi place fenomenal de tare. Ce ai? Ai încălzire, răcire sau da, ce? Da, e în stânga, la scaun. Ce are? Încălzire, scaun. Încălzire și căs electrice și pe memorie. Trebuie mai mult, incredibil. Ai și asta de președinte aici? Deci nu, mi se pare foarte, foarte tare. Ca o mașină din cea mai condus și așa și fără să-mi dau filme figuri, este un 7 solid din 10, să-mi bag piciorul. Chiar e o mașină încântătoare.